Pentru că am început emisiunea discutând despre cazul 2 mai, a venit și informația oficială, conform căreia judecătoarea Popoviciu Ioana Anguța pleacă de la judecătoria Mangalia la judecătoria Constanța. Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat astăzi transferul magistratei Anguța Popoviciu de la judecătoria Mangalia la judecătoria Constanța, urmând ca transferul să se facă începând de la data de 1 iunie. Solicitarea pe care a făcut-o judecătoarea era pentru judecătoria Constanța sau pentru judecătoria sectorului 2. Foarte interesant și de notat că doamna judecătoare vine de la Bihor și acolo a fost de multe ori reclamată, sancționată, inclusiv de CSM. Ne întoarcem în dezbatere și